Proiectul de peste 3 milioane de lei pentru construirea unei săli noi de sport în comuna Fârtățești este aproape de final. Elevii de la școala gimnazială Rusănești și nu numai vor putea beneficia de condiții moderne pentru desfășurarea orelor de sport. S-a finalizat, s-a dat în folosință. Mai avem o lucrare în derulare, totul care e frumoasă, o sală de sport școlară în satul Rusănești, exact lângă biserica Rusănești acolo. Suntem la ora actuală în proporție de 85-87%, sperăm ca în maxim o lună jumate să tăiem panglica. Tot așa este o investiție promovată de acum câțiva ani de zile de mine personal, tot prin Compania Națională de Investiții, o lucrare foarte bună, unde copiii de la școala noastră, gimnaziile Rusănești, pot să-și facă activități de educație fizică și sport, competiții, este cu vestiare, cu dușuri, cu conform standardelor europene. Cât a costat această investiție? Deci această investiție, v-am spus, este finanțată direct de către Compania Națională de Investiții. Se duce la bani vechi, în jur de 39 de miliarde bani vechi. Tot pentru confortul copiilor, administrația locală a depus un proiect pentru achiziționarea a 4 microbuze școlare electrice, dar și montarea unor stații de încărcare electrice. Sper că se va rezolva și această problemă cu gazul metan. Un alt proiect la care chiar astăzi l-am depus pentru stațiile de încărcare electrice pe fondul de mediu. L-am încărcat electronic, l-am lucrat la el până în momentul de față, am depus studiul de fezabilitate și cererea de finanțare. Noi am prevăzut practic 5 stații de încărcare. Am solicitat și inspectorul școlar și, bineînțeles, direct Ministerul Învățământului 4 microbuze electrice în acest scop, pentru că s-a avut o situație la nivel de țară. Bineînțeles că noi aveam nevoie de autobuze, deci de capacitate mai mare, dar am înțeles că la nivel de guvernamental s-au semnat contracte tot așa cu capacitate de 8 locuri, 16 plus 1 și 8 plus 1. Deci nu e problema noastră. Acum ce ni se oferă, aia vom lua. Dar eu vreau să vă spun că eu am 200 de copii de transportat, iar dacă mi se dădea două autobuze de 40 de locuri sau chiar 50, nu mai decalam programul școlar în primul rând, ca unii să înceapă la 8, la 9, consumul de motorină era mult mai mic și uzura era mult mai mică a acestor mașini. Dar v-am zis, nu depinde de noi, dacă ni se oferă aceste microbuze, noi cu mare drag le primim și le punem în exploatare. În comuna Fârtățești, 200 de elevi frecventează cursurile unităților de învățământ.